După ce în urmă cu mai mulți ani a cumpărat cu bani publici un teren de 20.000 de metri pătrați, acum primăria Deva este nevoită să-l concesioneze, ca să nu rămână cu o pagubă prea mare în buget. Terenul era destinat construirii noului sediu al Registrului Auto Român, însă între timp contractul a fost semnat cu primăria Hunedoara. Asta înseamnă că filiala județeană Areare va funcționa în municipiul de pe Cerna, iar administrația locală a reședinței de județ pierde încă o luptă în fața Hunedoarei. În ultimul timp, primăria Deva bate pasul pe loc, în timp ce Hunedoara își continuă cursa modernizării în pas alergător. La ultima ședință a Consiliului Local Deva s-au cerut din nou explicații cu privire la unele investiții din bani publici care se dovedesc nerentabile. Acest teren a fost achiziționat, mi se pare că un an și ceva în urmă, de către primăria Deva pentru o destinație anume. Până la această dată n-am văzut finalizat niciun proiect pentru acest teren și aș vrea într-o primă fază să aflu de ce nu s-a făcut nimic pentru a putea fi valorificat în folosul municipiului acest teren. Știu toți consilierii că ideea a fost că ne dorim să realizăm sediul Reareului în municipiul Deva, să păstrăm Reareul municipiul Deva, nu a depins de noi, a depins de alți factori politici de la București, care până la acest moment nu au luat decizia favorabilă construirii noului sediu Reare în municipiul Deva. În timp ce primăria Deva a cheltuit bani publici ca să cumpere teren, investiție greu de recuperat, primăria Hunedoara aduce venituri consistente la bugetul propriu prin concesionarea terenului din parcul industrial pentru noul sediu al Reare. A existat o solicitare a Regiei Autonome Registrul Auto Român în aprilie 2023 pentru o suprafață de teren în vederea construcției unei reprezentante Reare în municipiul Hunedoara. La finalul anului a fost demarată toată procedura legală și s-a încheiat contractul de concesiune pentru suprafață de aproximativ 10.500 de metri pătrați, care este situat chiar în parcul industrial, exact în zona de la șosea unde a fost înainte târgul de învechituri. Târgul de vechituri fi mutat în spate. Acea suprafață, acea zonă au dorit-o dânsi și în mod deosebit, fiind foarte vizibilă. Este o investiție care va crea minim 15 locuri de muncă, iar construcția clădirii, investiția propriu-zisă în construcție pornește de undeva de la minim 500.000 de euro. Iar concesiunea se întinde pe 49 de ani, urmând, evident, că se plătește și fără de rentă pe teren de aproximativ 4.700 de euro pe an din partea registrului, dar cel mai important lucru este că prin construcția acestei reprezentanțe, practic, vom putea să mobilăm zona aceea din parcul industrial și totodată vom putea să atragem și alte investiții pe lângă registrul auto. Trebuie să fim foarte sinceri, oricine are o mașină mică, foarte mulți au mașini mari, societăți comerciale, se va dezvolta într-un mod favorabil municipiului Hunedoara toată zona. Meritul cel mai mare, trebuie să o recunoaștem, este al echipei administrative de la Consiliul Județean. Practic, discuțiile au fost purtate cu sprijinul președintelui Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, pentru că este prima deconcentrată care se mută dintr-o capitală de județ într-o localitate cum este Hunedoara, chiar dacă este mai mare decât capitala de județ, mai întinsă ca și suprafață, dar nu beneficiază de aceste investiții. De data aceasta am reușit să pe lămurim pe cei de la Registrul Auto că acea locație este cea mai bună posibil pentru dânsii, Hunedoara fiind situată în mijlocul județului și practic atât Valea Jiului poate să ajungă mai repede la Hunedoara, cât și zonele limitrofe de la Anțimeria, Hatec.